te interesezi deloc de dispariția ei. Ce dispariție, femeie? Ce dispariție? Tu nu înțelegi că mi-a arătat biletele de avion? Și dacă n-a ajuns, pupăză? Dacă n-a ajuns în Senegal? Dacă i s-a întâmplat ceva? Pe tine chiar nu te interesează, mă, tu nu vrei să afli? Cum să aflu, femeie? Cum să aflu? Tu vrei să-mi lase misiunea ca să plec în safari, a? Doar așa, că ai luat tu paranoia de la vreun pacient și te crezi peste noapte Sherlock Holmes. Sau nu, mă rog, Dr. Watson, ca să rămâi în meserie. Alo, alo, băi, pupă să eu am impresia că îmi faci mândruța tra-la-la, dacă nu chiar nebună, da binele. Chiurete, o fac ce e? Sau cumva ai uitat că din cauza ei ai dormit și matale în arest odată cu mine? A? Mămica, pupă să cam are dreptate. Crezi că începe a exagera? Noi n-avem niciun indiciu că de direct ar fi dispărută. Păi nu avem, Chiorete. Pentru că nu caută. Altul în locul lui ar angaja o armată de detectivi ca să vadă de ce nu îi se întoarce iubițica. Da, chitros. Nu să chitros! Mă, Acilea, nu mai poți o contrazice pe șefa. Ești chitros, bă. Da? Să chitros, a? Da. Bine! Bine! E de-al dracu, o să cheltuiesc eu 1000 de euro pe detectivi. Și de-abia aștept să se întoarcă Daisy ca să-i spun cine m-a obligat să-i risipez banii de vacanță în Mauritius. Și atunci să te pregătești de scandal paranoic și să dai toți banii, da? Nebuno! Chitrosule! Bă, mica, eu ți-am zis că mă ataca mesagerezi. Ce te agiți atâta pentru Desiret? Eu abar n-am. Ce e gagica numai ta? Magit, deșteptule, magit. Că eu nu văd capul de treabă. Am 3 clienți pe oră, nici măcar nu mai apuc să fac pipi. Iar ea zace pe cine știe ce plajă, îngropată în... Ți-am zis că nu e moartă, a fost așa o confuzie. Îngropată în cocktailuri, Chiorete. Vreau să fie aici, la muncă. Știi, mata, că bea ea cocktailuri. Ani nu pune botul pe alcool. Vezi că iar exagerez. Exagerez, a? Da. Exagerez. Da. E atunci bine. Ia, mătăluță, următorul client, că este al ei, da? Și să văd cum te descurci. Succesuri, băiețică. Emma, vreau să fac o combinație cu tine. Pupăză, o fi un șucăr cu Van Damme, dar nu vreau să fiu un șucăr și cu Daisy. Eu știu că îl lipsește de ceva timp și ți s-au sui hormonii la cap. Dar ai dragă și tu răbdare, că se întoarce în câteva zile. Plus de asta, îmi pare rău, dar nu pot să mă culc cu iubitul prietenei mele, că nu sunt rapandulă. Emma, am nevoie de tine ca detectiv, dragă. Hai să nu-mi zici că te înșeală de zi pe acolo cu vreun negrotei, că leșind. De fapt, la cea oia în pantaloni ar fi și greu să se abțină. Mă, dar tu numai la sex te gândești? Da, pupăză, da! Că n-am făcut-o de 3 luni! Uite, deci nu în ce hal m-a adus Van Damme. Dar dacă plec în Senegal după Daisy, îmi scot eu porleala. Nu-mi va-ți o minte! Hai, marcă banul că time is love. După ce o găsești pe Daisy, da? Ce vrei, să-ți dau banii înainte ca la rapandule? N-ai zis că nu ești? Da. Emma? Îți place costumația mea? Te-ai împăcat în sfârșit cu Van Damme? Ei, m-am împăcat pe naiba. M-am prins. Îți satisfaci fanteziile singură. Nu te așteaptă. Plec în Africa după Daisy. În Africa? Da. Pupăză m-a trimis să-i o aduc înapoi cât mai repede. Îmi plătește deplasarea. Îți dai seama cât de disperat e să nu-l înșele aia cu vreun negrotei? Dacă e dispus chitrosul să-mi plătească mie deplasarea, 1000 de euroi! 1000 de euroi? Normal, dragă, că stau la hotel de 5 stele, cu jacuzzi, cu vânjoși. Păi, sunt o doamnă, ce mea. Păi, femeie, tu ai nebunit? Păi, Van Damme... Van Damme n-are de unde să știe ce fac eu acolo. Adică tu îl lași să-și facă de cap? Mai, ăla când s-o trezi singur, umple casa de pițipoance. La asta nu m-am gândit. Și am apucat să-i spun că plec.
Acum, dacă renunț, sunt ultima lașă, nu? Domn doctor, am o soție criminală. Ha? Dracu, panaramă! Hai, dar vrei să dai și Martale o declarație, Acilea? O declarație? Dar pentru ce declarație? Păi, ca să povestiți din firea păr cum s-a întâmplat crima. Pe care crimă? Pe care am făptuit-o soția dumitale. N-ai zis că e criminală? Criminală, nu, adică scorpie, scorpie. A, este o scorpie. Adică harfie. Harfie? Am înțeles. Mă bate, mă... V-a scos certificat medico-legal? Ce zi... Mă bate la cap! Mă bate la cap, nu mai suport! Cedez psihic! M-a nenorocit, ori omor, ori mă sinucid! Una din două! Păi dacă omorâți, asta e simplu. E omor cu premeditare, pedepsit de codul penal art 20 aliniat 73 litera B și art 175 aliniat 1 litera A, cu pedeapsă cu privațiune de libertate până la 25 de ani. Domn doctor, sunteți sigur că sunteți psiholog? Iar dacă Matale vrea te sinucide, treaba e mult mai complicată. Nu vă bagă popa în biserică, nu vă încasați asigurarea de viață, ajungeți în iad, e nașpa rău. Părerea mea așa, ca de la om la om, eu vă spui așa, ar trebui să te duci acasă frumușel, ca un bărbat în putere ce te afli, și să rup pisica în două, domne. Dacă înțelegi un debat. Și pentru tulburarea liniștii publice, Matale e maxim 1.000.000 amendă. Păi la asta nu m-am gândit. E extraordinar. Ce este cu profesioniștii ăștia, domnule doctor? Vă mulțumesc. Mi-ați salvat căsnicia. Vă mulțumesc frumos. Da, da. Măi, nu zici că-ți bun și de psiholog? Dacă am zis că terenul e ca și al vostru, e ca și al vostru. Mâine vă fac retrocedarea. Sper că aveți cașcavalul, ok? Bun, păi mâine veniți la mine și semnăm actele. Prin cârciumi putem fi văzuți. La mine e mai sigur. O să fim doar noi. Nevastă mea nu e acasă, e plecată din țară. Vă dați seama că dacă era, nu vă mai chemam, nu? Și-a chemat mai multe, perversul. Și să nu veniți fără cașcaval, că veniți degeaba, da? Wow, îl și plătesc! Asta a ajuns ca oricum un om. Cigoloi! Îl omor! Ne omor! Îi omor pe toți, fac genocid! Ah! Intră! Ah! Ah! Ce-ai? Tu ești, mă? Am nevoie de tine. Băi, femeie, uite care-i treaba. Eu știu că tu n-ai făcut-o de 3 luni și ești disperată, dar să știi că eu nu... Nu e vorba de sex, dragă. Tu crezi că eu numai la asta mă gândesc? Da. Mă rog, mă gândesc. Dar acum e vorba de altceva. Ai cedat psihic, nu? Net. Am venit să mă îndai o programare, că-mi place, dar nu mai pot. O să fac un duș și mă bag iar în treabă, ia. Ce grajda mi-a zăcat din cioasa goală la noi în WC-ul. Ce, iar a lăsat-o Van Damme fără budă? Nu, mă, nu. I-a zis lui Van Damme că pleacă o săptămână în Senegal ca să vadă dacă aduce ăla gaceci în casă. Păi și ce, mă, mica, trebuie să-și iadă în toamna la noi, în Buda noastră, în cuibușorul nostru? Ia-o, mă, mică, și dă-o afară. Păi tu ai nebunit? De-abia am convins-o să nu plece de adevăratelea. Că pe ea o angajase pupăză să o caute pe Dezire. Tu ai idee cât costă o deplasare în Senegal la fițele lui Domnița? Vreo 4-5 mii de euro. Și știi cine o să plătească? Noi. Ai uitat ce a zis pupăză? Ia atent, pupăză nu trebuie să afle că nu a plecat. Păi și noi nu mai facem nimic o săptămână, mămica? O să facem, mamă, râdule, o să facem. Asta nu o să stea tot timpul în casă. O să-l urmărească pe Amorez, nu? Da. Ah, șefa. Băi, am și o rugăminte. Cât stau aici, vă rog frumos, lăsați-o mai moale cu bulăneala, că eu sunt cu hormonii până în gât și simt că o iau rata. Nu de alta, dar poate sar pe vreunul dintre voi și să lasă urât.
Doamna Teodorescu, ce ați pățit? Nu știu! V-ați ierta cu soțul? V-am zis să-l trimiteți la noi să stăm de vorbă cu el. A fost profesionistă și uite rezultatul! Mersi pentru sfaturile pe care i-ai dat! Da ieși, bă, femeie, odată de bucătărie, că vreau și eu am face o cafea. Păi intră, mă, disperatule, și faci-o. Da, vorbești, ca să mă prinzi după mine la înghesuială și să-i pe mine. Adică ce crezi, că s-a întâlnit statuta cu prostul? Bă, tu ești înfit? Aia a fost o glumă, mă. Mai glumește omul. Nu, glumește, glumește, până te călărește. Cine e? Eu sunt, mă, ce naiba, v-ați încuiat în casă? Să-l dea dracu, să-i spui că sunt aici, că te violez, mă, de adevărate. Să spune, te dă pe dracu, tătințoasă. Imedia! Hai, noră, bă, Chiorete. Noră. Auzi, zi-lui Iulica să-mi dea și mie blenderul ăla, că vreau să fac niște cocktailuri. Șefa, nu e cine, bă, și eu abar n-am unii la pun și cum arată blenderul ăsta. Lasă-mă că-l caut eu. Ce? Unde te duci? Unde te duci? Sunt bucătărie, că acolo trebuie să fie. Bă, nici într-un caz n-ai ce căta tu la bucătărie. De ce? Pentru că... Că... Sunt dezbrăcată. Dezbrăcată. De ce nu zici, mă, nebunule, că erați pe treabă? Auzi, să știi că și eu cu Emma o făceam des în bucătărie până să-mi nebunească. Ce show-uri trăgeam pe mă! Mersi, șef! Ia uite, bă, cum a apărut flenderul ea. Mersi, Iuliana! Hai succes, iepurașule! Mamă, mi-a spart capul! Să închizi ușa! Ordinaru! Nemernicu! Mie nu mi-a făcut cocktailuri, dar la fufele alea le face și tot eu sunt nebună! Păi dacă sunt nebună, înseamnă că nu răspund pentru faptele mele. Dă pistolul! Ce? Tu ești tra-la? Dă pistolul, că sar pe tine și oricum ți-l iau! Și-ți mai fac și altceva. Că dacă tot umblu la centură... Șefa! Mămica! Gând la gând cu bucurie. Au! Ce-ai făcut, mămica? Ce-ai pățit? S-a făcut albeața la ochi? Ce-ai făcut, mă, inconștientule? Mă, tu vrei să-mi pierd licența? Vrei să fiu acuzată de malpraxis din cauza ta? Ce ai spus, mă, domnului Teodorescu? Care domnul Teodorescu? Pacientul cu care te-am lăsat în cabinet. Ah, ăla era domnul Teodorescu? Uh-huh. L-am învățat aici rezolvat problema acasă cu nevastisa. Dar dă-l în măsa că ai un caz de copii mici. E vac să spui pe lângă ce era eu să pat cu nebuna aia de Emma. Știi ce a vrut am face? Da? Ceau, pupăză! Ah, bună, Emma, unde ești? În Senegal, nu se aude! Băi, tu ești nebuna? Vorbesc cu pupăză, din Senegal! Vorbești cu Dezire? Ah, nu, nu, cu traducătoarea mea! Ți-ai luat traducătoare? Păi, ce credeai, mă, că învăț senegaleza peste noapte? Senegaleza? Adică limba care se vorbește aici, pupăză, of! Senegal se vorbește franceză! Ai știe el! Acolo se vorbește franceză, femeie! Mă, tu sigur ești în Senegal? Cum, ce? Nu am înțeles ce ai spus, nu te mai aud! Auzi, lasă că vorbim noi mâine, că sunt aproape gata cu investigațiile și vin mai repede! Și acum zici ce vrei. Să-i dai pistolul lui Chiorete și să te duci frumușe la mătăluța acasă. Că mie mi-ajung nebunii de la cabinet, nu mai am nevoie de alții acasă. Ce, mă, s-a bășicat gagică tu pentru glumița aia nevinovată?
Bă, dar gaburi ăștia n-au pic de umor, mă. Adică, faptul că tu i-ai luat pistolul sub amenințare, ți se pare o glumiță? Ema, dă pistolul, că altfel mă duc la Vandame și spun că nu ești în nicio Africă. Ești la mine acasă. Dar nu mai știu, mă, pe unde l-am pus. Ema, dă pistolul. Bă, nu știu, jur, uite, o să-l caut și până mâine dimineață ți-l dau. Serios? Păi atunci mă duc la Vandame să-l trimis să te ajute să-l cauți, nu? Stai, mă, că ți-l dau! Ups, mi-a scăpat, scuze. Dar fii atentă, îl țin eu până-ți revii să nu cumva să încapă pe mâna vreunui nebun. E? Cum e? Sunt în regulă? Da, e bine. Păi atunci, să fă cașcavalul. Ce să știam? 10 micu, m-am vorbit. Bă, băiți, eu cred că voi vă cam bate joc de mine. Am zis 10.000 de euro, nu 10.000 de roni. De euro? Eu cred că toți bagi joc de noi și încă rău de tot. Semnează actele că dacă nu ne supărăm. 10.000 ai zis, 10.000 ți-am adus. Ne-am cam supărat noi, dar nu semnez până nu-mi dai 10.000 de euro. Da? Eu zic să te mai gândești. Nu prea am la ce. Dar eu zic să te mai gândești. Băieți, eu zic să vă mai gândiți voi, că oamenii mei sunt afară. Și dacă în 2 minute nu-i sun să le zic că am luat cașcavalul, o să intre și o să vă ciuruie. Păi ce credeți, mă, că s-a întâlnit hoțul cu șmechero? Să vedeți ce o să vă stea cocktailurile în gât până rănilor. Eu am vrut să fiu băiat finuț, dar voi m-au obligat să fiu rău. Ăsta blufează. Mai le sus, perversilor, că vă găuresc! Unde-s, mă, parașutele? Vrei să sărim pe geam? Totul nu era în Senegal? Ce s-a întâmplat, mămica? M-a pocnit nebuna aia. Teodorească? Iarăși? Nu, mă, Ema, ca să nu-mi dea pistolul. Fugi, că cine știe ce face cu el la Vandame acasă? Hai că a fugit. He? Te-ai convins, dragă, că nu e nicio fufă? Da, mă, bine. Și acum cu ăștia ce facem? Îi dăm pe mâna poliției, ce să facem cu ei? Mă, de n-o să regres cu Vandame. Și acum ai băgat-o și pe nevastă ta în rahat. De n-o să ajungă ea prostituata noastră la turci. Ca negresa de vis-a-vis de lângă voi. De ce e la voi, mă? E la turci, năroado. Uite și poliția, când la gând cu bucurie, Chiorete. Ce faceți acelea, mă? Uite, tocmai ți-am prins niște traficanți de terenuri. Sunt ai tăi. Scuze că te-am luat pistolul. Poftim, cocktail? Lasă, dragă, băutura, că sunt timpul... Ah, bine că i l-ai luat. De ce m-ai pocnit de mentor? Lasă-mă, mica, lasă-o, că n-are nicio vină ea. Ea te-a salvat de la moarte. Ce, mă? Cocktail? Te-a pornit ca să nu fie acelea să te împuși de nenorociți ăștia de infractori. Treaba aia cu Senegalul a fost așa, undercover. A făcut ea totul, a plănuit ca să pui mâna pe nenorociții ăștia. Că de-aia a avut nevoie de pistol în roada. Exact! Păi ce fată tu ai uitat că eu am fost pioancă? Hai, hai, trigoilor, fața la perete, că dracii mă găsește. Eu te lăs. E răpită, pupăză, nu înțelegi? De-aia nu se mai întoarce. Răpită? Și tu vrei să-ți dau bani pentru balivernele astea? N-am nevoie, dragă, de banii tăi, fac ceva pe banii tăi. Ăsta e adevărul. Ce vrei să spun, că și-a găsit un negrotei cu Dita Maia Anaconda în pantalon și nu mai vrea să audă de tine? Ce? Mă înșeală cu un dresor, cu un dresor de șerpi? După, dar tu ești idiot, mă? Re! A ei era vocea pe care am auzit-o când m-ai sunat din Senegal, nu a traducătoarei. Și te-a convins să mă minți ca să nu sufăr. Păi, senilule, eu nici nu am fost în Senegal.
Iar minți că am vorbit cu Van Damme și mi-a confirmat că ai plecat. Tu ce credeai? Eu sunt prost să te plătesc degeaba. M-a părăsit. M-a părăsit. M-a părăsit. Adică am scăpat de copil. Sunt liber. Și pot să redevin cuceritorul de altă dată. Ia zi, bebe, ți-a alungat Van Damme păi îngenii? Sau vrei să vină Spider-Man să fii în prăștie? Mă rog, mi-am ieșit eu din mână, dar o să recuperez. Viață! Ceva? Nu, eu l-am tratat pe soțul dumneavoastră, domn doctor. Vă mulțumesc, domn doctor. Abia acum mi-am dat seama ce bine mi-ați făcut. Bine? Păi n-ați zis că v-a bătut soțul? Ba da, și așa am descoperit că poate fi mascul adevărat autoritar. Că eu de-aia mai țipam la el, că era fătălău. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Ne-ați salvat căsnicia. Păi și atunci de ce ai dat în mine nebunul? De ce ai dat... Stai mereu, șef, iară, stai potolită. Păi vrei să ne acuze și de malpractic? Să ne iei licența? Ce te uiți la mine? Păi vezi că sunt domn doctor, adică nu suntem noi colegi, bre. Când la gând cu bucurie. Mămică, ți s-a mărit albeața de la ochi? Știam că o să facă mișto de mine. Bineînțeles, cine crezi că era? Să vedeți ce o să vă stea cocktailerul. Cocktailerul. Mai târziu, toată treaba aia cu Senegalul a fost așa, un undercover, înțelegi? Ea a făcut, a plănuit în capul ei totul ca să pună mâna pe nenorociții ăștia ordinari. Te-a salvat de la moarte. Să mă plec, ce zici? Ne-ai convins! N-am nevoie, dragă, de banii tăi, fac ceva pe banii tăi. Ăsta e adevărul, ce vrei să-ți spun? Că și-a găsit pe unul care are o anaconda în pantaloni? Ce proastă sunt! Că o are pe spate! E rapidă! Hai! Atenție! Regina mea! Hai! Citești pe prima pagină, nu vezi că numai război și atentate?
Mă, e pic de liniște în lumea asta. Zi mersi, fraiere, că avem de lucru. Că dacă ar fi pace, ce-ar mai face armata noastră, mă? Ar frica țeavă la pușcă. Care pușcă, mărlane? Că noi nici măcar un amără de briceac, de cercetași n-avem. Îl avem nevoie, mă, că noi suntem armata păcii. Noi rezolvăm conflictele până negociere, mă, până diplomație, nu până forță. Mm-hmm. De-aia l-ai bătut pe la azi dimineață în 336? Erau oți de buzunare, am făcut o faptă civică, mă, o faptă bună. Corect. Dar asta e, mă, n-ai zis că negociem dimopoplă platic, cum zici tu? Hă? N-ai zis că suntem armata păcii, de ce n-ai negociat? Păi n-am, de-aia n-am negociat, pentru că era tuciuriu, mă. Atunci am crezut că e membru al Qaida și cu ăștia nu negociezi. Nu te pui cu ei dacă de turnat împit autobuzul și se exploda cu el în casa poporului, hă? Iubir, am o veste tristă. Am rămas... La vârsta asta? Hai, sig, tir cu erilule. Chiorete, am rămas fără portofel în autobuz. În ce autobuz? 336. E asta? Nu. Nu? Gogol, da, mă, căuți aici. Nu? E asta? Da. Tu mi l-ai furat, nemernicule. Eu l-am Jedi. Eu l-am recuperat. L-am luat de la host. Vreau să le predau la poliție. Iete. Ce ta? Mărlane, poliția eu sunt, mă. Da, mă, dacă n-ai intrat în schimb, că vreau să le predau când ești în exercițiu funcțiunii, mă, când ești la servici, de față cu toți la servici. Hai că mi-a revenit cheful de petrecere. Da? Ce petrecere? Diseară îmi serbesc ziua. Împlinesc încă un an în plus. Și sunteți cu toții invitați. Yeah! Yes! Eu nu pot să vin pentru că... A, bă, chitră, bă, că luăm un cadou toți la grămadă. Nu pot să vin că am emisiune, deșteptule. Cu păză. Am pus petrecerea special după emisia ta ca să poți să vii. Ce-a, pă, fonfăitule, na, că n-ai scăpat de a cumpăra cadou. Și dacă vii singur, ți-l cumperi singur. L-am luat deja opticoșilor. Da? Poți să-l văd? Hai că știi că-s curioasă. Hai, te rog. Nu pot să ți-l arăt pentru că... pentru că l-am lăsat la birou, că mi-era frică că aici mi-l fură hoții ăștia. Care, mă, că vreau să le predau la poliție? Lasă-l acolo, chitră, că e pe inventar. Ați reparat camerele, șeful? Ghinion. Acu' e, mă, ziua. E... ia unei prietene și nu știu ce să-i dau. Păi dă-i, mă, ceva care să-i facă plăcere. O bijuterie, un parfum. Ăla e bărbătesc gârcă. Și după ce că e făcătură, mai e și început. Să ne trăiești, șefa! La mulți ani! La mulți ani, șefa! O, domnul Pupăzășou, bine ați venit la noi! La mulți ani! Mai subțire, Pupăzășou! Mergeți! Mersi, Pupăză! Hai că pe tine te așteptam să deschidem cadourile! Da, da, pe al meu ultimul! Dar din ce sper să adorm până ajunge la al tău, să nu se prindă că nu ai luat nimic? Cu toate ai mai făcut babă? Nu, când? Acu! Numai babele ador pe ele! Acu nu! Măi, mămica, calmează-te că a fost o glumă! Haide mai bine să desfacem cadourile! Uite, ăsta e de la Gogoașă.
Un ceas? Nu e un ceas, e numai cureaua. Ceasul atrage atenția hoților în autobuz și cum deja le ieși clienta... Mersi, de momentul dragă, ăsta mersi. Nu mai vei, nu mai mănânci, dă-te dracu. Ce cadou ai luat. Mersi, mersi, gogoașă. Cu plăcere. Ăsta-i de la Emma. Ia uite, o carte de bucate, ia uite. Că oricum ei nu i-a folosit la nimic. Vandame, nu fii măgar. Că oricine poate vedea că e nouă. Păi bineînțeles că e nouă, dragă. Dacă n-ai deschis-o niciodată, cum ai vrea să fie? Păi eu credeam că v-ați împăcat. Proastă eu. Că am salvat mitocanul. Trebuia să lasă l ciurul, e mafioții. Hai mă, ce naiba. Nu vă mai certați, măcar de ziua mea. Scuze. Se acceptă. Când nu cu tine vorbeam cu Iulica. Hai lasă, mai bine să văd ce mi-a adus Mârlan. Da. Na. Ai grijă, mămica, să nu fie ceva lipicios în om. Cum să fie lipicios, bă, bolovane? E un semn, un cadou, un semn de carte, semnul intelectualilor rasați. Și de la ce bibliotecă l-ai furat, rasatule? Terminați, nu vă mai certați. Mersi, Mârlan, mersi, mersi. Hai și acum să bem. Să bem, da, 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 da. Stai așa și cadoul meu. Nu-l desfaci, că... Păi când n-a dormit. Ce-și? Trebuia să zici mersi, fraiere, că a făcut-o expre, ca să poți să ți le îndărăt acasă, să scoți banii pe el. A, oleu! Ce trosu! Cadou! Hai, desfă-l! Ia, 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 opa! Din partea mea, dragă Iuliană, un inel de colecție! Când o să primi și eu așa ceva? Când o-i umbla cu pupăză! Poftim? A fost o glumă! Ha, ha! Râdem și noi că suntem la o petrecere! Să bem! Pupăță, am cam sărit calul cu Emma ieri. A, deci v-ați împăcat. Am sărit calul, adică am exagerat cu miștourile, obsedatule. Și amărâta aia chiar m-a salvat. Dacă nu ținea la mine, nu o făcea. Are ea gura mare, dar să știi că e fată sufletistă. Așa, și? Și vreau să-i fac un cadou. Un inel dintre ăla de care i-ai luat-o lui Iulica. Că i-a plăcut. Ia zi, de unde l-ai luat? L-am luat de la... De la bijuterie, normal, că doar nu se găsesc la alimentara, nu? Ba da, în pungile alea de pufuleți cu surprize. Serios? Ah, dacă știam. Zi-mi de la care bijuterie l-ai luat. De la aia scumpă, de pe bulevard. Mi-a dispărut inelul de la pupătă. Nu te-ai nebunit, sper că nu mă acuzi. Dacă am zis că mi l-aș dori, asta nu înseamnă că l-aș fura ca să-l am. Eu zic să-l cauți mai bine, că poate ai uitat pe unde l-ai pus. Corect. Fă-mă babă sclerozată, faceți-mă cu toții. Hai mă, Iulică, n-am vrut să spun asta. Și o să afle și Chiorete că sunt sclerozată și când o să realizeze cu ce babă umblă, adio. Dar nu e neapărat nevoie să afle. Păi și unde-i spun mă că e inelul? Păi zic că l-a șutit pupăză să-l duc înapoi, că l-a închiriat. Îți spun eu, o să fie super încântat. Oricum i-a picat prost faptul că pupăză ți-a făcut un cadou mai valoros decât al lui. Eu credeam că o să te bucuri. Să mă bucur? De ce? Că și-a bătut joc nenorocitul ăla de mândruța mea? Nici într-un caz. Mă și miram eu la cât de chitră e el să cumpere un cadou așa de scump. Chiorete, știi ce? Hai să închidem subiectul, că nu mor eu după un amărât de inel, da? Nu închidem nimic, madam. Iată ce e, dă iubitica mea, nu-și bate nimeni a joc. Eu nu permit chestia aceasta. Chiar de unde te duci? Ce vrei mă să faci? Și-am dat pe el cât n-o să câștigați voi în toată viața voastră, băi, pârliților.
Scoate-l imediat, fompăitule. Și să scomă. Nu face pe prostul cu mine, că te crăp. Ce? Ajutor, ajutor, mă, mare nebunul! Chemați poliția, adică nu! Că nebunul e poliția, chemați armata, să vină armata! Interveniți, băi, idiotul, nu vedeți să mă agresează, ne-ați că mi-e tine spacea! Stați pe locul, fraților, că vă găsește dracii și pe voi. În cazul ăsta am tot drept a interveni, că scârba i-a furat inelul de il dete cadoierul șefama. Ce facem, șefu, interveniți? Intervenim. Omorâm infractorul, dar nu o să mă morganul. Cu el! Nu am curat nimic, băi, idiotul, nu eu! Da cine chită? Fantana! El l-a luat! Pentru că mi-a zis dimineața că vrea și el un identic pentru Emma! Și n-o fi găsit! S-a mort tu! Păi dacă nu interviu ăsta, să mă omoară un frații ăștia! Stop! Retragerea! A zis retragerea! Vă mulțumesc, domnule ofițer, că ați intervenit în momentul oportun. Dați-a cu periuța, pompăitule, să dea dracii, să cari cumva, să-mi iau niște karate de la scârba aia de Van Damme, în cauza ta, că mă întorc peste tine și dracii te găsește, pompăitule, te joacă în picioare, ce-n... L-a furat de la șefa oțul dracu. A făcut el asta pentru mine? Wow! Păi dacă l-a furat, înseamnă că nu poate fi decât într-un singur loc. Uite-l! Da, ăsta-i, mersi! Și matan, ar trebui să fii chiar așa extaziată. Că oțul ăsta de madame poate ai anulat ciordii pentru mata, dacă înțelegi unde bat. Pe, cum adică nu pentru mine? Mă chiarete! Ta-da! L-a recuperat. Și popoasă ce a zis? N-a zis nimic, mămica, că avea botul plin de pumni. Dar nu era la el, era la Van Damme. Ai bătut nevinovat. Nu eu, mămică, armata debilității. Asta, armata dreptății. Asta e, justiția mai face și victime colaterale. Las că ți-l pune tăticul bine, ca să nu ți-l mai fure nimeni. Unde sunt? Dar unde e ăsta? De la pupăză, nu l-ai adus tu acum? Nu, eu ți l-am adus pe ăsta. Ăsta era în sertar. Iulica. Mămica, eu nu pot ce-a crede. Adică eu m-am măscărit cu aia că și că fiindcă mata ești o ramolita boituca? Crede, sunt o ramolită. Aveau dreptate aia, mă, sunt o babă. Asta ar fi a mai mică problemă acum. Întrebarea este cum îi dau eu inelul înapoi lui Van Damme fără să mă toace ăla la trei coaste. Grozav încurcător. Dragă. Nimic, ce să cauți? A, deci nu era pentru mine. A, deci tu l-ai luat. Ce să iau, dragă, nimicul? Exact, n-ai avut răbdare să ți-l dau eu. Tot disperată, ca de obicei. Deci era pentru mine. Normal că era pentru tine. Disperat-o. Mi-ai stricat surpriza. Dă-mi-l măcar înapoi ca să pot să ți-l dau în reloare. Păi, nu e la mine. Cum nu e la tine? Păi l-am dat lui... Adică l-a luat el cu japca, dragă, nu i-am dat eu. Cine m-a luat cu japca? Chiorete! A zis că l-ai furat-o de la gagică ăsta și mi l-a luat. Chiorete? Da. Păi unde duci? Să-l iau înapoi, unde să mă duc? Dacă îl fura a doua oară pentru mine, îi iert toate păcatele. Mamă, sunt cam boni și Klein! Păi, care din astea două ia lui Van Damme, mă, că seamănă între ele identice, ce să mai... Nu știi care e unul, care e... A, tu... A, pa,
Se pare că Pupăză Show nu și-a luat-o chiar așa de nevinovat. E, nu. Ia citește, ce scrie pe el, ia vezi. I love you, Pupăză. Pupăză e îndrăgostit de mine. Nu-ți șefa. Cum nu, mă? Dacă mi-a dat un inel cu declarație. Nu lumea tale ți-a făcut declarația, mămica. Lui Deziret? Crezi că te simți bine? Păi a dat inelul lui Deziret sau mi l-a dat mie? Prima-și dată i l-a dat lui Deziret. Dar dacă aia l-a părăsit, așa cum zice el, era și păcat aș ține investiția blocată. Ce s-a gândit trânsul? Ia să-l refolosesc, că mai mă scapă de o cheltuială. Aha, și eu care credeam că l-a cumpărat. Chitră ordinară. Ia știi ce? Să-i dai înapoi și să pui și armata debilității pe el să se învețe minte. Așa, mămic. Știi ce-i asta, tablagiule? Nu-ț. Factura inelului pe care l-ai confiscat lui Emma. Dacă te mai prind vreodată la noi fără mandat, nu te dau în judecată. Te omor, mă! A plecat cu inelul de la Pupăză. Du-te, mă, după el! Nici într-un caz, șefa, e nebunit. Păi ce vrei să mă crape? N-ai auzit ce a zis? Ce, surdă? Așa, fă-mă surdă, fă-mă babă. Știi ce? Dacă odată mă mai faci babă sau surdă sau... Mă, mica, calmează-te că mata nu ești babă deloc. De unde știi? Păi dai baston. L-ai furat iar pentru mine? N-am furat, dragă, nimic. Am factură la el, uite. Ai cumpărat. Și eu care credeam că... Bine, mulțumesc. Mă rog, să fie primit. Nu l-ai furat, a? Nu l-ai furat. De să pupe bonii pe Claudel ei. În factură, femeie, uite, n-am furat nimic. Ce scrie aici? Ah, corect, corect. Ai făcut și fals în acte. De să mai pup o dată aici de două ori, Clyde. Băi, femeie, tu vrei să mă scoți din minți? Ai ceva cu mine? Este un inel nou-nouț, cu factură. Eu n-am furat nimic. Uh-huh. Înțelegi? Descrie ce scrie. Dar mie îmi place când ești așa agresiv și ilegal. De să pup... Îl omor. Lumor. Wow! Mai suntem Bonnie și Clyde, suntem Kill Bill. Prostia și plăcerea se plătesc, gogoașă. Și excesul de zel. Iartă-ne, Pupăză, n-am știut că ești nevinovat. Ne-ai indus în eroare organul ăla de chiorete. Da? Păi atunci, mergi la chiorete să-ți plătească ratele la casă, de? Hai, mă, Pupăză, iartă-ne, unde facem orice? Faci... Ei, nu chiar orice, da? Gura mărlane că dormi în canal. Facem orice, Pupăză. Că, hai, Pupăză, spune ce trebuie să facem ca să ne ierți. Ce? Nu știu. Sau, de fapt, știu. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Adică, ce ochi e dinte? Că eu nu ți-am scos niciun ochi, niciun dinte te-am. Ce te-am făcut, noi ceva? Adică îl bateți pe chiorete, cum m-ați bătut și pe mine, ca să fim chit, să se facă dreptate. Nu voi sunteți armata dreptății? Suntem, avem chit, nu? O să facem dreptate, o să dau la înarmat? Îl luați și voi prin surprindere, mărlane. Păi trebuie să vă învețe un civil tactică militară? Corect. Trece dispozitiv, dar atac pacivesc, că vine. Ia! Așa, mă, idiotule! Ți-ai pus armata de proști să mă bată ca să scap tu basma curată? Eu? Nu tu, idiotule! Chiorete, unde e că-i rup capul? Uite-ți la mine! Băi, dacă apare bandam... Iete că a apărut, Chiorete! Așa, mă... I-ai pus pe proștii satului să mă bată ca să te scape pe tine de prostia pe care ai făcut-o, o? Nu! Nu e adevărat! Ce fost? E conflict? Intervenim? Hai, nebunii! Între primărie și poliție!
Aici trebuie să intervină prefectul, că e problema lui. E de administrație locală. Noi intervenim numai la internațională și internațională. Așa de ce ai? Eu m-am pus să-l bătesc pe Vandam, ai? Gogule, sună netragerea că ne-a copreșit cu Davidu. Hei, hei! Iuhu! Cu ce ocazie? Că ziua mea a fost, nu? Sau, Chiorete, în ce dată suntem azi? Stai liniștită, mămica, că a fost ziua ta, ai dreptate. Hai că m-am liniștit, credeam că am probleme cu memoria. Păi chiar ai și de asta am decis ca să schimbăm cadou cu unul singur care să-ți fie mai util. Ce-i asta? O agendă electronică care să-ți aducă aminte tot ce uiți matabre. Adică chiar sunt ramolită, nu? Adică sunt o babă? E... tot timpul, din când în când, așa. E, păi dacă sunt babă, atunci trebuie să mă compor ca atare, nu? Ieșiți afară, nemericilor! Ieși afară! Ieșiți, mă, o să chem poliția, mă, nici nu vă curat! Mămica, dar eu sunt poliția! Serios? Da. Eu, te dragă, nici nu te cunosc! Ieși afară, nemericule! Măcule, ce ești? Ieși! Mamă, ce babă trendy o să fiu cu asta. Da, cadoul lui, mă. Trebuia să zic mersi, mă, că a făcut-o spre. S-a făcut... Ah, deci v-ați împăcat. Am sărit calul, adică am exagerat cu mișturile, obsedat-o. Și am arătat aia... Măi, tu, hai, lasă-mă! Obsedat-o! Măi, ți-am zis să nu mai spui așa, dă-te încolo! Ajutor! Ajutor, mă omoară nebunul! Chemați poliția! Adică nu că ăsta e nebunul! Chemați armata! Interveniți, mă! Ăsta e nebunul! Nu, că nebunul e poliția! Că nebunul e poliția, da! Ta-da! Hat! L-am recuperat. Ce ai vrut să zici cu chestia asta? Să fie clar, dacă nici măcar luna asta nu-mi dai solda, eu îmi bag picioarele în armata ta și demisionez. Păi, tu ai nebunit.
loc să zici mersi că e un loc de muncă stabil pe foamete asta? Da, mârlane, dar locul ăsta stabil de pe foamete asta e neplătit. Și ce? Important e că e sigur. Nu te dă nimeni afară. Bă, mai bine să ai un loc de muncă neplătit, dar care o să te plătească cândva, decât să ai un loc de muncă neplătit care nu o să te plătească nimeni nicăieri. Judecă-și tu. Ai răbdare să afle potențialii clienți de calitățile noastre, să vezi cum o să se bată pe noi să ne asigurăm protecția. Dar deocamdată suntem la început, suntem necunoscuți. Știe cineva, de exemplu, că noi suntem militari de carieră cu sute, 510, dacă nu chiar 2-3 misiuni la activ? Nu. Te vezi? Ba da, știe cineva. Alte chiorete, alte pupoză, vandam, mă rog, prietenii ăștia cu care ne mai cunoaștem. Păi și tu ce vrei, bă, să ne angajeze prietenii? Bă, tu că nu ești prost tot timpul. Ăștia ar trebui să fie primii noștri clienți. Ăștia? Care ăștia? Cașca noastră, bă! Păi ce nevoie au ăștia de protecție, mă, că nu-i amenință nimic? Deocamdată, dar lucrurile se poate schimba, mai ales dacă le ajutăm noi un pic. Mărlane, nu cumva ți-e trece prin cap să... Ți-am zis eu că nu ești prost tot timpul. Uite, de pildă, pupă, să trebuie să creadă că hoții vor să-i fure banii ascunși. Ba, dame, trebuie să creadă că îl caută mafia imobiliară, să-l omoare, să-l elimine ca să-și pună un om de-al lor. Și Emma ce trebuie să creadă? La aia nu ne băgăm ca e profesionist, aia ne găsește dracii cu ea. Și nici la Gaboro. Și nici la... Păi, cine? Mai rămâne Iuliana, pe asta cu ce oamenii, cu violul? Bă, dar tu când nu ești prost, ești genial, bă. Mersi. Hai, fă-și, pregătește amenințările alea. Eu? Păi, dar cine? Eu? Tu nu știi că am scris urât? Nu o să înțeleagă ea că e amenințat. Judecă-și tu ce naiba. Ce vrei, să schimb părerea când ți-am zis că când ești prost, nu-i deștept? Dragi Damias, mămica, tu ai intrat în politică? Eu? Chiorete, te-ai țăcănit? Păi și atunci, de ce te amenință, cine te amenință? Păi habar n-am, că dacă știam, nu te mai întrebam pe tine, nu? Păi în bilet scrie clar, mămica, dacă nu renunți la funcție, te omoară. La ce funcție, Doamne iartă-mă, să renunți matare? Te, să nu spui acum că ești băgată pe nu știu ce funcție, pe la guvern, pe la ceva, că eu nebunesc. Chiorete, tu vrei să mă scoți din minți? Bă, tu nu înțelegi că eu nu am nicio funcție, n-am nicio treabă cu politica. Ce ai? Auzi, că asta e așa. De unde știi tu că biletul ăla nu e pentru tine? Păi eu n-am nicio funcție politică. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, cine ar avea interes să scape de mine, bre? Șef tu. Șeful? Tu ai zis, ai uitat? Ha. În ce hal ai putut să ajungi? În ce hal? Îmi trimis bilete în care m-a amenințat cu violul. Păi tu crezi că așa m-a convins să mă întorc la tine în pat? Ți-am trimis eu bilet. Ia uite. Poate în visele tale erotice de încăpățâna frustrat ce ești. Să știi că mă lasă rece dacă nu te întorci tu în patul meu. Păi dacă te lasă rece, atunci prelungim embargoul cu încă o săptămână. E bine? Nu mai pot eu! Oh, fimiur... Clanța naibii! Cum să pui scrisorile, tăntălăule? Da la emoții, că n-am mai făcut niciodată măgării din astea. Dar o să le trimit altele, nu? Nu le trimit altele. Am primit o amenințare! De la cine? De la unii care zic că vor să fure banii! Spărgătorii avertizează victimele. Așa idiot să fie. Poate că e scrisă de altcineva, nu de spărgător. Poate e scrisă de vreunul care vrea să-l avertizeze pe ăsta să se apere. O fi dușmanul infractorului, nu? Nu prea cred că e amenințare directă. Uite, vezi că o să te lăsăm fără bani. Idiot ce ești, mă. Dacă nu știi ce are în cap infractorul, ce te bași, mă, mai vorbi?
Dar unde să știu ce are în cap infractorul? Că eu n-am fost niciodată infractor. Ca alții. Nu trebuie să fii, idiotule. Trebuie să fii doar deștept, să judeci, să gândești. Dar să pare că nu e cazul. Păi, stați așa, mă, calmați-vă. Calmați-vă că nu l-a pus nimeni pe Gogoașe să rezolve problema. Că are cine să se ocupe. Corect. Armata mea, dacă semnezi un contract de pază și protecție cu mine pentru numai... Două diazepame, te duci și te culci cu subalternul. Sigur că da, dăm cu asta semnez. Fă mișto, fraiere, că poate-i pe bune, te las, iar te pun pâine în buzunare. O să vedem imediat dacă e pe bune sau nu. Gândacă-n cu bucurie. Ce amenințări primi, mă, amărâtule? Deja, Fiorete, vezi dacă găsești ceva în prete pe foaia asta. Amenințare de jef. Pupăză, tu-ți bagi joc de mine? Pe care vor face atât de idiot încât să avertizeze vitima că o jefuiește? Hai și tir! Stai, mă, puțin că nu e glumă. Dacă chiar e cineva care vrea să-mi fure banii, ce mă fac? Spași banii în fund, pupăză. Da, ca să fii sigur că acolo nu ți găsește nimeni, mă. Asta dacă n-ai ghinionul, a găsit vreun infractor dintre la pe invers, dacă mă înțelegi. Băi, Chiorete, stai-mi puțin. Băi, dar măcar uite-te pe hârtia asta să vezi dacă cumva găsești vreo amprentă, ceva, trebuie să fie. Că m-aș bucura să descoperi amprentele tale pe hârtia aia. Două, trei săptămâni aș dormi și eu ca boierul, m-aș lăfăi la tine în dormitor pe patul ăla mare, pufos. Dar ce zic eu două, trei săptămâni? Poate mai mult, că cine știe cât durează ancheta? Ca la ăștia din CPEX, câte 10-15 ani. Mârlane, trebuie să mă ajut, că tu m-ai pus să scrii. Tu m-ai băgat în rahatul ăsta. Și ce? Te-a pus eu să-i scrii lui Pupăză, tâmpitule? Nu, dar tu ai spus că un comandant adevărat nu-și părăsește niciodată armata la greu. Și eu sunt armata ta, armă, te rog. Mai plânge, mă, mototorule, mai... Las că te ajut. Du-te și refa amenințările pentru Iuliana și pentru Vandame. Că de Pupăză mă ocup eu. Da, să trăiți. Zic! Acum? Așa, Vandame, și ce scrie, mă, în biletul ăsta nou? Că s-a făcut o încurcătură și trebuie să schimbăm amenințările între noi. Mă rog, schimbați-le, ia. Ce zice? Să mă omoare? Mai bine nu făceam schimb. Ia, dă să văd și eu, mamica, ce scrie la matale. Viol? Pii, Doamne ajută, în sfârșit, poșul a dormit liniștit. Ce este așa? Adică faptul că unul vrea să mă violeze pentru tine e motiv de relaxare? Dar de fapt corect. Că dacă tu în ultima vreme stai numai pe la secție, iar eu aici mă umflu de covrigei, tu normal că te bucuri că altul îți rezolvă îndatoririle amoroase. În primul rând că tu mănânci covrigei, că și că fiindcă îți face plăcere și îți place ei, ai mâncat tu pe ei. Că dacă nu-ți plăcea, beai apă, da, și mâncai o mandarină. Și în al doilea rând și ad pe la secție, că și că fiindcă mi-ai băgat gheață la inimă, că vrea șeful amă mazilii. Păi, da, acum, dacă a trecut amenințarea, eu nu o să mai șad pe la secție și o să viu mai mereu pe la mândruța mea. Mm-hmm. Dacă nu cumva, o să vină violatorul mai întâi. Stai mereu potolită, șefa, nu-ți face griji, că te învață băiatul cum să-l rezolvi. Hai, nu-mi spune. Auzi, dar ce zici? Să rezolv o dată sau de mai multe ori? Să rezolv, adică să-l nihilezi, ironico. Care va să zic așa, Madame Emma Cucu? Ai schimbat strategia. Ce, mă? Ai văzut că amenințările cu violul nu țin și ai trecut la amenințările cu moartea. Eu? Hai, nu face pe sfânta, că n-ar fi prima dată când vrei să mă faci să renunț la funcție. Nu ți-ai renunțat de mult, măi, amărâtule. Și vezi că lipsa funcției atrofiază organul și s-ar putea să se usuce și să cadă. Stai tu liniștită, că are cine să-l îngrijească, să nu se usuce și să nu cadă. Deci tu recunoști că mă înșel, nu? Ieși afară din casa mea, femeiatule! Ieși! De ce asta era?
tot circul ăsta jalnic, doar că să mă dai afară din casă. Și eu care credeam că vrei să mă întorc în patul tău. Vreau. Tu vrei? Nu! Atunci piei din ochii mei. Iete că nu piei. Toftici? Piei! Nu piei. E sigur? Da. A rezolvat, mă, cu scrisorile. Da, să treci. Da, tu ai rezolvat cu pupăză? A rezolvat, mă. Sper că nu ai mai trimis și altă scrisoare ca idiot. Nu, nu, nu. Băi, tu nu înțelegi că a dispărut scrisoarea? Hoțul și-a dat seama că a gafat și a venit să o recupereze. Ca să nu găsim amprentele. Chiorete, e treabă serioasă. Prima infracție s-a produs deja. Da, 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 da. Să știți că și nouă ne-au dispărut portofelele. Ha? Are mâranul portofic. Ca să ție ce în el. Ce contează, Chiorete? Ce contează? Important e că i-a dispărut. Acum, crezi că suntem filați de goți? Chiorete, o să ne lase fundul gol. Nu, și dacă apelați la serviciile noastre de pază și protecție. Care pază și protecție, asigurați, cetaceule? Că n-ați fost în stare să vă protejați propriile portofice, mă. Tu vorbești de pază și protecție? Idiotule! Pupăză, calmează-te, mă. Că amenințări dintr-astea scrisori de-astea de amenințare a primit și șefa, a primit și vandame. Și nu s-a mai spariat niciunul dintre ei ca tine. Cine știe ce infantil le-o fi temes ca să facă ciști, proglumă dintr-asta proastă. Păi stai, mă, mă! He. Chiar că infantil. Chiar. Infantilule, auzi, ne-a furat portofelele. Ce vrei, mă, am vrut și o să-i sperii mai tare ca să apeleze la noi. Ai reușit, idiotule. Da? Trece la planul 2. Și care e planul 2? Punem în practică amenințările. Ta-dam! Ce are iubitul tău în mânuță la spate pentru iubitica lui? Un șnițel. Șnițel, cataif, strudel, covrigei, șaorma, numai la crăpelniță ți-e gândul. Te-ai făcut tot-o, mamă mica. La spor nu mai ne ducem și noi? Nu! Iată, un spray lacrimogen profesionist. Păi n-ai zis, mă, că amenințarea aia e o bășcălie? Ba da, mamă mica, dar paza bună trece violul rău. Bă, adică ce? Tu mă pui pe mine să mă lupt cu agresorul? Nu, mă mica, îi pulverizezi cu trânsul între oi de lămoașii sa. Mă rog, cu condiția că el să nu fie un armat. Că atunci este foarte periculos. Și atunci mai bine lași te violezile că te omoare de lămoașii sa. Dar nu o să fie cazul, spui eu. Ia-și tu ca gulă, pules. Mărlane, tu ai nebunit, Abinele? Chiar vrei să-l jefuim pe pupoză, să-l violăm pe Iulie și să-l omorâm pe Fantam? Nu, idiotule! Doar îi speriem. Mă rog, dacă pupăză chiar face pe el și scoate lovea, sub bucul nostru. Îți dau solda după care pleci data timp. Cum adică solda? Păi ce, nu împărțim câștigul jumătate? Să pari mai jumătate. Pe ăsta-i tai colonelul, ne trage, dă și returma, adică avem acelea solde, sau care-i treaba? Hai, marșă dispozitiv, că te crăp. Mișcă! Deci, îți stai aceea și când o veni Chiorete, dai semnal. Mă înfluieri, da? Banii sau viața? Hai, scoate malaiul. Poftiți, da. Să știți că acolo sunt lei și ăștia se devalorizează în timp. Nu mai bine mi dați înapoi să-i schimb în valută și vi-i dau eu mâine? Thank you.
cine tragi de-amiaza în cuiatul și asta, bă, nenic? Că vine ăla. Ce? Am fluierat! Fluierat! Eu nu știu să fluier. Da. Na, atunci considerăm că m-a prins Chiorete. M-a prins Chiorete, m-a arestat și acum tu trebuie să-i rezolvi pe ăilalți. Hai, mișcă-te, că te așteaptă Iuliana cu violul. Hai! Nu mai bine te duci tu? Că Iuliana e fibliceta. Că să mă duc eu? Că pe mine nu poate să mă duc, mă recunoaște după miros. Adică! Jos textila, bălugă! Gata, mă-ntreabă! Mă rog, cu condiția ca el să nu fie un armat. Că atunci este foarte periculos. Și atunci mai bine lași, te violezile că te omoare, dă-l în moașița. Violează-mă, dar nu mă omoră. Mărlane, ce-ai făcut, mă? Te-a alergat? Nu, din contra. Mi-a zis că pot să o violez. Păi și-ai violat-o? Nu, că m-am pierdut cu firea și-am fugit. O, prost ești, mă. Ia ocupă-te de vadam, că mă duc să mă ocup eu de ea. La cât ai rămas? La 8. 8. Nu ai angajat criminal să mă omoare? Păi o să mor și tu! Să nu am angajat eu! Uite, bă, ce porcărie! Am venit să te violez, m-am răzgândit. Să mai poate? Ești înarmat? Nu. Păi atunci nu te... Dar cine? Păi nu! Care vrea să mă vadă mor? Da, e adevărat! Da, Gogoașe, a fost desconstipat! Ajută-mă! Ai văzut, idiotele, că m-au jefuit? Ai văzut? Când te-am zis că nu e glumă, nu m-ai crezut! Bă, nu de pomană vrea să te dea șeftul ăla la țară, bă! Nu de pomană! Vrea să scape de tine, incompetentule! Pentru că faci uniforma de polițist de rușine! Bă, e și rușine că te cunosc, că de prietenie nici măcar nu mai poate fi vorba! Ba mai mult decât atât, ar trebui să te pun să-mi dai înapoi banii pe care mi-a furat ăla! Bă! Ia vezi, bă, ăsta ți-a portoficul, ia vezi, e toți banii în el? Așa că
N-ai auzit nimic din tot ce am zis eu mai devreme? Prietene? Prietene. Ce păcat! Când ne hotărâsem să vă angajăm, toți trei? Măi, băieți, stați-mă un pic, aveți răbdare, când noi două, trei zile suntem la loc pe picioare. Poate săptămâni. La câte fracturi aveți? Sorry, băieți, dar eu nu pot să aștept. Că violatorul poate reveni oricând, că părea nebun. Îmi pare rău, băieți, nici eu nu pot aștepta atâta timp. Eu nici atât? Vă dați seama, ați ratat contractele la mustață. Opa, au început durerile. Vă rog să ieșiți afară. Să le fac calmantele. Ce? La revedere. Calmante, pa. Ce calmante? Ce? Nu vreau, nu vreau licenție. Nu vreau. Păi are mărlanul portofic ca să ție ce în el, mă. Ce contează? Important e că i-a dispărut. E? Acum crezi că suntem filați de hoți? Că o să ne lasă în fundul ghiol? Ghiol? Ta-dam! Ce are iubitul tău la spate? Schnitzel! Schnitzel, cataif, strudel, nein! Nu! Nu mă arăt care ți-ai gândit. Ce-ai făcut? Ce ai făcut? Ești dita-i vaca! Oh. Eram sigură că zici o tâmpenie. Mă rog, cu condiția ca agresorul să nu fie înarmat, că atunci e foarte periculos. Și atunci el o să vrea să se dea la tine, mai bine îl lași de... Ești tot o mamă mică. Și dacă e înarmat și n-are o șniță în mână, îl lași să-l dracu. Hai. Ia, pune-ți cagula. Mărlane, tu e nebunit? Chiar ai de gând să-l jefuim pe Van Damme? Da, și să-l violăm pe pupa să-și...